Vă confruntați cu problema jenantă a respirației urât mirositoare, fie că aceasta este dimineața, atunci când vă treziți, fie că e pe parcursul întregii zile, fie că este pe parcursul întregii zile, dar doar în anumite perioade, există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a corija această situație. Însă, înainte de toate, să înțelegem care este cauza. Corpul nostru este format din miliarde de celule. Aceste celule sunt hrănite de sânge, deci mănâncă și produc reziduri, deșeuri. Se numesc reziduri metabolice, reziduri care provin din funcționarea lor. Spuneam că sunt hrănite de sânge și curățate de limfă. Sângele este firma de catering, aduce mâncare celulelor, iar limfa le curăță. Limfa adună toate aceste reziduri metabolice de natură acidă și le duce către rinichi, unde sunt filtrate și apoi eliminate. Dacă rinichii nu pot filtra și nu pot elimina eficient, atunci aceste mizerii pe care unii naturopați le numesc toxine, sunt reziduri de natură acidă, rămân în limfă și o blochează. Limfa, în loc să fie un lichid curgător, ajunge o baltă, o apă stătătoare. Ce se întâmplă cu o apă stătătoare? Începe să devină și mirositoare. De câte ori rezidurile nu sunt eliminate eficient prin rinichi, Acestea încarcă sistemul limfatic și produc ceea ce numim acidoză limfatică. Cauza principală, fizică, de natură fizică, fundamentală a tuturor bolilor, cum le numește medicina alopată, de la cea mai mică zgaibă până la scleroză multiplă, este acidoza limfatică și cancer și alte boli cronice și degenerative acidoza limfatică. Și dacă aceasta este extinsă în tot corpul, acidoza limfatică sistemică. Și la cei mai mulți dintre noi, limfa este stagnantă de zeci de ani, deci avem de-a face cu o acidoză limfatică sistemică cronică. Tot acidoza este și cauza respirației urât-mirositoare. Este vorba de acidoza, deci stagnarea, inflamația din pereții intestinelor noastre. Fiecare parte a corpului nostru, spuneam, este alcătuită din celule și două lichide. Sângele care le hrănește și limfa care le curăță. Categoric simplific acum, pentru a crea un nivel accesibil de înțelegere tuturor celor care ne urmăresc. Intenția mea nu este să-mi demonstrez cunoștințele de specialitate și limbajul tehnic dobândit. Nu, acestea sunt făcute dacă ego-ul meu ar fi la conducere. Noi avem acum intenția să înțelegem cât mai simplu, cât mai clar și cât mai succint ce se întâmplă în corpul nostru. Astăzi vorbim despre respirația urât mirositoare sau halitoză. Ce produce această stagnare a limfei în pereții digestivi? În primul rând, stilul alimentar creator de aciditate. Orice apă de gură am folosit, orice categoric ea ameliorează, categoric un detartraj ameliorează, dar nu poate rezolva cauza atâta timp cât noi vom continua să facem lucrurile care au dus la manifestarea Acestei situații este absurd să avem pretenția ca lucrurile să se îndrepte doar făcând altcineva, stomatologul, sau cu altceva, cu ape de gură, sau cu tot felul de gume de mestecat care ne distrug articulațiile și care sunt la rândul lor foarte acide și distrug și dantura, indiferent de ceea ce pretind cei care le fac reclamă. Deci nu putem pretinde ca cu aceste lucruri să îndreptăm. O respirație urât mirositoare. Dacă vreți să vedeți cât de stagnant este sistemul limfatic, pentru că într-un video care va urma vom vorbi despre cât de eficient filtrează rinichii noștri, aceste reziduri aduse de sistemul limfatic. Deci, dacă doriți să vedeți cât de încărcat, cât de blocat este sistemul limfatic, aveți o oglindă minunată în. Limba voastră. Priviți limba. Dacă are aspect rozaliu, deci nu are niciun fel de depunere, înseamnă că corpul nostru este relativ sănătos. Și al doilea pas pentru a evalua gradul de acidoză din corp trei zile încercați un post cu sucuri. Deci beți suc, spre exemplu după metoda domnului doctor Doru Laza, din două ore în două ore jumate, câte 250 de mililitri de suc proaspăt stors de fructe, timp de trei zile. Dacă după trei zile limba rămâne în continuare trandafirie, culoarea aceea ușor trandafirie, rozalie a, a piersicii, atunci vă aflați într-o stare de sănătate relativ bună. Bună! Felicitări! Dacă însă stratul superior al limbii și depozitul de pe limbă are culoare albă, înseamnă că e cazul să vă apucați de curățenie și aveți de făcut o cantitate semnificativă de curățenie în corp. Iar dacă acest depozit de pe limbă are culoare gălbuie, va chiar înspre maroniu, pământiu și am văzut și negru, atunci corpul este teribil de acid, plin de mucus, plin de reziduri metabolice. Sistemul limfatic este complet blocat și nu uitați că în sistemul limfatic se află și sistemul imunitar. Nu putem avea imunitate cu un sistem limfatic blocat. Faceți modificări în alimentație. Primele alimente care blochează limfa sunt lactatele, mai ales lactatele pasteurizate. Nu contează că sunt fermentate, că sunt nefermentate, că sunt de la o vacă pe care o cunosc, pe care o iubesc, pe care o nu contează. Lactatele sunt alimente Puternic iritante, puternic inflamatoare, creatoare de mucus. Dacă noi am fi înțelepți și am ști să le mâncăm cu măsură ocazional, ocazional înseamnă la ocazii, nu săptămânal. Săptămânal înseamnă regulat. Lunar înseamnă regulat. La ocazii. Accidental. Și. Să gustăm din ele, nu să le mâncăm. Să gustăm, să gustăm înseamnă câteva guri. Atunci, corpul nostru ar putea face față acidozei și inflamației temporare și ar elimina ușor mucusul și rezidurile create de digestia acestor alimente. Faceți schimbări în alimentație și urmăriți dimineața ce se întâmplă cu depozitul de pe limbă. Al doilea lucru pentru a ameliora Respirația urât mirositoare, pentru care sper să mă pomeniți dacă nu îl faceți deja, dar o să vă ajute. De foarte multe ori, nu miroase gura. Se întâmplă să miroasă și gura. Miroase, de fapt, limfa acumulată între celulele care alcătuiesc mucoasa. Miroase categoric și placa de pe dinți, miroase din interior, din intestinele noastre. Mirosim ca o hazna. Pentru că ne hrănim și tratăm corpul aruncând în el lucruri care, de fapt, ar trebui să fie aruncate la o hazna, noi le aruncăm în corp, transformându-l pe el în hazna. Și atunci, mirosul este de haznă. Curățați dimineața limba. Primul lucru: când mergeți la baie, curățați limba. Limba nu se curăță cu periuța. Nu frecați limba cu periuța, pentru că împingeți și mai adânc în limbă rezidurile, limfa aceea stagnantă. Există tot felul de dispozitive. Nu trebuie să cumpărați nimic. Cel mai ușor, curățați limba cu o lingură. Marginile lingurii însă trebuie să fie ceva mai ascuțite, deci nu neapărat goante, ca ea să poată răzui. Și dimineața, Curățați limba. Răzuiți limba cu lingura. Deci, și uitați-vă ce ați colectat. Ce culoare are, cât de vâscos este, mirosiți și o să înțelegeți. Deci, cel puțin vă scăpați de ceea ce corpul elimină în timpul nopții Spuneam, deci, primul lucru pe care îl avem de făcut este să încetăm să mai facem lucrurile care au dus la această respirație urât-mirositoare, dintre care, pe primul loc, este alimentația. Al doilea lucru este să ajutăm din afară. Răzuim dimineața limba, deci nu o periem, clătim gura, cu o apă de gură cât se poate de naturală, deci nu neapărat ce există prin farmacii. Eu folosesc apă în care picur ulei de arbore de ceai, ulei esențial de arbore de ceai. Uneori masez gingiile, să facem detartraj în mod regulat, este o igienă nu, pe care trebuie să ne o îngăduim și să ne periem categoric corect pe dinți. Am promis că vă voi citi câteva lucruri despre sulf. Sulful este mult mai prezent în produsele de origine animală decât în cele de origine vegetală. În ambele este prezent sulful, dar e mult mai mult în cele de origine animală. Dacă vreți să vedeți cât de intoxicați sunteți cu sulf și cu sulfiți, care nu provine doar din mâncare, categoric, ci din toate produsele care au sulfiți, mai ales cele de menaj, de exemplu, uh, produse cosmetice care au acest uh, acel SLS, Sodium Laureat Sulfat. Um, uitați-vă în iris, uitați-vă în ochi. Tot ce este de culoare portocalie, culoarea florii soarelui până la portocaliu, este limfă stagnantă, plină cu sulf, intoxicație cu sulf. Citesc câteva lucruri despre sulf din Cartea Sănătate 5D a doamnei doctor Sorina Soescu, alături de care voi susține și primul nostru atelier de împuternicire online pe 14 noiembrie, care se numește Măștile Imunității. Este un atelier cu o temă extraordinară care vă va invita să înțelegeți că imunitatea înseamnă mai mult decât apărare imunitară, atât la nivel fizic, cât și mental, cât și emoțional, și unde fiecare participant va primi din partea noastră un, o surpriză, un dar foarte valoros. Dacă doriți să vă înscrieți, înscrierile se fac pe alexaevent.ro. O mențiune despre efectul intoxicant al sulfului în organismul omenesc. Dioxidul de sulf și sulfiții, pe care îi veți întâlni sub denumirea E220 până la E227, sunt conservanții alimentari cel mai frecvent întâlniți în industria alimentară. Au rol antioxidant, să nu se maronească alimentele pe care o culoare amaro pe care o iau uh, produsele prin oxidare. De exemplu, merele imediat după tăiere devin maro sau cartofi sau avocado. Iar sulfiții împiedică acest proces. Dioxidul de sulf distruge vitamina B1 și este interzis în unele țări în carne, cereale și lactate. Există sulfiți folosiți în producția celofanului alimentar, în care sunt ambalate fructele, legumele și carnea. Sulfiții sunt folosiți pentru conservarea vinului, în special acelui alb, care altfel și-ar schimba culoarea. Conservanții pe bază de sulf dau o aparentă prospețime și senzația de crocant fructelor, vegetalelor, cartofilor și salatelor. Toate produsele vegetale din supermarket, care stau proaspete în caserole de plastic zile întregi, sunt stropite cu sulfiți. Conservanții cu sulf oferă aspectul de carne proaspătă, restabilesc culoarea la o carne veche și previn decolorarea la creveți și la homari. Hrana procesată conține cantități apreciabile de dioxid de sulf sau sulfiți în ordine descrescătoare fiind fructele uscate, deci conțin cei mai mulți sulfiți, muștarul, vinul, vegetalele deshidratate, produsele lactate, produsele din cereale, fructele glazurate, sucul de vegetale, homarii înghețați, creveții proaspeți sau înghețați, ceaiul, oțetul, usturoiul pudră, băuturile acidulate și ciupercile înghețate. Cele mai frecvent întâlnite efecte secundare ale agenților tip sulfiți în organismul omenesc sunt bronhoconstricția și bronhospasmul. Deci, sunt afectate căile respiratorii. Înțelegeți acum de ce și acest virus despre care vorbim mai mult decât despre Dumnezeu a produs ravagii. În țările în care alimentația nu a susținut, ci din contră a blocat limfa. Țări puternic consumatoare de lactate și foiinoase, Italia, Franța, de monoglutamat și alte substanțe chimice, vezi China? Înțelegem. Bun. Um. Deci sulful afectează mai ales astmaticii. Alte reacții adverse includ bufeuri de căldură, senzații de furnicături și amorțel, grețuri, crampe, diaree, hipotensiune și erupții pe piele sau simptome pe piele, cum ar fi pruritul, umflarea pielii și urticaria. Dacă vom considera că efectul sulfiților din alimentație se adaugă celor din medicamente, deci toate antibioticele au sulf, toate antialgicele au structură pe bază de sulf, și al cosmeticelor cu acel agent de spumare, SLS, uitați-vă dacă pe șampon, gel de duș, balsam de păr, săpun, lichid, aveți SLS. Putem vedea că ființa umană este în prezent intoxicată cu sulf iar efectul principal al sulfului în organism este de uscare, este asemănător acizilor și de aduhni, duhnim. Toate secrețiile nazale și faringiene gălbui și gălbui-verzui, ca și cele de pe limbă, sunt eliminări de cantități impresionante de mucus. Cu sulf, produs din sulf, din căile respiratorii și din sistemul limfatic, din zona capului și a gâtului, care este în stagnare. Este îmbibat cu produși din sulf la majoritatea persoanelor. Și așa cum v-am spus, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Uitați-vă în ochii voștri. Vedeți? Dacă aveți în ei culoarea, portocalie. Culoarea depozitului de pe limbă, mirosul gurii și culoarea mucusului pe care le eliminăm ne arată gradul de stagnare limfatică. Cu cât mai stagnantă limfa, cu atât mai slăbit sistemul imunitar care se află în limfă. Imaginați-vă că limfa este ca o autostradă, iar sistemul imunitar sunt niște Ambulanțe și mașine, mașini de poliție care trebuie să intervină în situații de urgență. Dacă această autostradă este blocată cu gunoaie, pe unde să mai treacă celulele sistemului imun? Înțelegeți acum de ce insistăm foarte mult și în toate filmările pe care le fac asupra sistemului limfatic. Prea puțin, înțeles, și asupra importanței sănătății rinichilor. Prea puțin înțeles și ei. Și asupra rolului pe care alimentația, creatoare de mucus și de acidoză, și a stilului de viață, creator de acidoză, o are asupra imunității și implicit a menținerii sănătății noastre sau a redobândirii ei. Vă mulțumesc pentru atenție! vă îmbrățișez și vă doresc înțelepciune, voință și pace interioară cu care să analizați informațiile care vă sunt puse la dispoziție, cu care să ascultați semnalele transmise de corp și cu care, mai departe, să observați în practica zilnică, personală, disciplinată, efectele.